Frumos a fost când eu am avut o lectură în Langenfeld, deci un orășel lângă Düsseldorf, și a apărut un afiș mare, că Ian Corneliu citește din cărțile lui, nu știu ce, cu poza lui ăla. Deci blond, cu o chitară în mână. Deci ăștia s-au uitat pe Google să caute o poză ca să pună când au făcut afișul și l-au luat pe el. La care i-am trimis la ăsta, zice, da, uite, așa mă strecor eu în viața ta și tu te strecori în viața mea. Așa declară adevăratul Ian Cornelius, autorul însuși în povestirile unui trăitor și uluit observator în România comunistă și în mirificul Occident, adică exact sub titlul volumului Eu, Dracula și John Lennon. O carte în care spune tot ce a trăit, a gândit, a simțit și citit în toată viața lui de călător. Navetist de vocație, cum el însuși spune, de la 4 ani îl muncea dorul de ducă. Mamă, ce e aia orizont? A întrebat copilul Ioan Cornelius și, aflând că e locul de întâlnire dintre cer și pământ, a decis că trebuie să plece într-acolo neîntârziat, oricât de departe ar fi. În clasa întâi stăteam la Reșița, în cartierul Marginea, în drumul spre Văliuc, deci ultima stație de autobuz unde întorcea autobuzul. Și bineînțeles că tot uitându-mă cum întorcea autobuzul acolo, visul meu nu a fost să mă fac nici cosmonaut, cred că nici nu zbura încă nimeni pe timpul ăla în cosmos, nici inginer, nici mariner, vorba lui Caragiale, voiam să fiu șofer de autobuz și mimam gestul ăsta, așa, ai o putere și o energie nemaipomenită să întorci dihanea de autobuz la capătul stației, da? Și una din experiențele de absolută fericire, happiness, a fost când tatăl unui coleg de clasă, care era șofer, făcea rodajul autobuzului și ne-a luat pe gratis cu el în autobuzul gol și am avut voie să stăm în față lângă șofer. Cred că nivelul ăla de fericire nu o să-l mai ating niciodată, orice aș face. Treisprezece ani mai târziu, în 1974, Ian Cornelius nu devenise șofer de autobuz și nici cosmonaut și nici aviator. Cum spune el însuși în volum, doar un prăpădit de profesor de franceză la Anina, un orășel gri de provincie din Carpații Apuseni, unde își înțărcase mutui apa și unde nu se întâmpla niciodată nimic. Anina era o localitate minieră mustind de tristețe, unde viitorul promitea a fi la fel de negru precum cărbunele extras din adâncul minelor. Aveam permanenta senzație că totul încremenise la Anina, că sunt prins într-o pictură metafizică de Chirico și că îmi voi duce existența ca o statuie condamnată să fixeze veșnic cu privirea un cadran de ceas imens, fără cifre. Trei ani mai târziu, în 1977, Ian Cornelius emigra în Germania. Ceea ce ne leagă e tot ce contează, e tot ce contează, ceea ce e interesant. Da, eu citesc de astea pe pereți, nu știu de ce.
Ceea ce ne leagă pe noi, da, deci pe, mă leagă pe mine sau ne leagă pe noi între noi? Nu înțeles, dar nu, e pe noi. Contează. Eu așa timp de vreo 20 de ani, cel puțin, am avut legături mai mult sau mai puțin sporadice cu limba română. Deci am ieșit din limba, intrând în limba germană foarte intens, am publicat cărți în limba germană, am predat engleză și franceză în Germania, dar mă rog, tot în germană am vorbit. Și sigur că mai vorbeam sporadic germană, dar la un moment dat, tot prin, pot să zic că prin Iași un pic, m-am întors la limba română, prin faptul că la editura din Viena, unde publicam eu o carte pe timpul ăla, am descoperit un autor român care se chema Dan Lungu. Am citit o pagină, două, din mostrele de carte care erau pe pagina editurii și zic, hopa, stai că ăsta e un autor cu mult umor, printre altele. Și am sunat la editură, zic, cine e ăsta? Și am zis, e un autor din România, putem să vedem numărul lui de telefon. După aia am dat de el. Și pas cu pas, cândva am venit să vizitez Iașiul, așa, și am luat Sfânt o babă comunistă și zic, ia, hai să o traduc eu pe asta în germană. Am propus-o editurii și am tradus-o în germană și așa am descoperit că știu foarte bine română încă. Interesant este, păi nu, că una e să vorbești limba asta cotidiană, ce ai mai gătit și unde mergem, și una e să încep să intri la expresii, la limba asta vârtoasă. Eu am un febl pentru limba vorbită. Limba vorbită, fiind foarte colorată și cu toate valențele, cu jocurile de cuvinte, cu toate aspectele ei, asta m-a fascinat întotdeauna. Și, ca și, sursă, și e o sursă de umor continuă. E o sursă continuă de umor și dialogurile, adică eu plutesc undeva așa între sfera asta lui Caragiale, vedeți că știți? Așa. Să nu spuneți că știți Ionesco. A, da, voilà. Nu, am citit ce a scris. Da. Caragiale, Ionesco, pe aici așa mă învârt, adică absurdul și lucruri spuse simplu, aparent sunt simplu, dar au totdeauna și un substrat, un context, bineînțeles. În primul rând e absurdul ăsta, care zic eu că face parte din cotidianul nostru. Și de-aia l-am tradus și pe Vișniec. Am tradus câteva piese, ne-am împrietenit, ne-am cunoscut, l-am prezentat ca și pe Lungu în Germania. Am citit împreună publicului francez în publicului german în franceză, arătându-i că știe franceză, deși n-a învățat-o, și chestii din astea. Acum trăiesc de peste 35 de ani la Düsseldorf, spune Jan Cornelius, și sunt prins într-un du-te-vino continuu între est și vest. Am evident o genă de navetist internațional, căci atunci când mă aflu în vest, estul mi se pare mai interesant și viceversa. A fost la vaccin. Ați fost la vaccin? Bun. Antigripal? Se fac anti-covid? Deci aici anti-COVID. Pisicile se vaccinează, v-ați dat seama? Se vaccinează. Asta este ce am ajuns la pisicile cea... se vaccinează, dar oamenii nu. Pisicile se vaccinează, dar oamenii nu. Deci a fost la vaccin cu pisica. E bine. E foarte bine. Granița de odinioară dintre est și vest îmi provoca o stare permanentă de stres. Însă libertatea la călătorii de astăzi nu este nici ea lesne de suportat. Îmi plac chestiile astea, adică e ceva între... Nu e... Totul funcționează și totul este așa neted și perfect. Treaba este foarte plăcută, dar pe de altă parte la un moment dat adorm pentru că devine plicticoasă. Da. Deci, bine, aici riscurile sunt că mă enervez îngrozitor și dau cu capul un tavan când sar în sus, dar după aceea se reglează cumva tensiunea și uite-te că viața e plină de surprize. Asta e o treabă. Eu exemplul meu clasic cu România sunt treptele, pentru că am ajuns la
Am ajuns la trepte. Ia, uitați-vă la trepte. E, treptele aici sunt perfecte. Dar aproape, dar spre, ori sunt sparte, ori sunt inegale. Deci eu în viața mea, eu nu am talent tehnic și nu mă interesează chestiile astea, dar aici, nolens volens, am început să mă uit că mă tot împiedic la trepte și zic de ce. Păi pentru că după atâția ani ți se reglează cumva pașii. Deci pac, 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 nu-ți dai seama, mergi și dintr-o dată simți că te împiedici. Și începi să-ți pierzi echilibru și așa mai departe și atunci vezi că treapta aia e mică și una e brusc mare. Și dacă stai de vorbă cu cineva și urci treptele, te împiedici. Deci eu în România umblu între timp foarte conștient și mă uit mereu așa la picioare, unde calc. Și dacă ai uitat chestia asta, ești periclitat. Dacă stai mai mult timp în România, la un moment dat, astea sunt, devin reflexe. Deci mi-amintesc că acum câțiva mă plimbam aici cu Maria Luisa Lombardo, italiancă. Și ea mergea în față cu niște pantofi cu toc și iară, pac, pac, și eu în spate și ea se uita, Ian, fii atent, o groapă, fii atent, când cobori pe trotuar, uite-te acolo. Aflăm despre Maria Luisa, că e o tânără traducătoare de literatură originară din Sicilia, care s-a stabilit la Valencia. A scris despre ea Ian Cornelius în Eu, Dracula și John Lennon, povestirile unui trăitor și uluit observator în România comunistă și în mirificul Occident. Mult mai simplu. Nu trebuie să iei așa treapta cu treapta. Există unelte ajutătoare. Asta este Mary Poppins al treptelor. Nu, deci eu am fost singur în sală și am luat două bilete și cu ocazia asta am văzut filmul. A fost foarte interesant, mai ales că sonorul nu s-a înțeles deloc. Și de unde știți că sunt... 789 de locuri? Păi am întrebat când am ieșit, am stat cu femeile de vorbă. Ele erau toate trei și au așteptat să termine filmul și mă așteaptă mine să ies de la cinematograf. Trei. Și, adică două bilete, dar unul. Două bilete am luat... Că nu juca filmul dacă nu erau cel puțin două persoane. Așa v-au spus. Dar am vrut să plec și după aceea când am ajuns la ușă, zic, stai că am o idee genială, nu? Zic că dacă iau două bilete pot să intru? Da. Atunci merge. Atunci vedem filmul. Am văzut filmul în doi, eu cu mine. Da, asta a fost o experiență crucială. Am mai văzut eu filme așa cu 4-5 persoane, dar în cazul ăsta în doi a fost plăcut. Și v-ați înțeles? Nu, dar că nu m-am așezat în fața mea, că trebuia să mă întind gâtul, să mă uit. Nu vedeam, dar ecranul l-am văzut foarte, foarte bine. Problema a fost că la început a trebuit să mă decid unde șed. Din 789 de locuri puteam să urc și sus, la lojă, jos, dar am stat așa pe la mijlocul sării. Da. Și asta cred că trebuie povestit cu... a început film, nu, plasatarea a spus, domnule, intrați repede, grăbiți-vă, că începe filmul. Deci acum am luat biletele, pac! Deci tot a fost la țanc. Și intru în sală, mă așez și când începe filmul sună telefonul. Aoleu, am uitat să închid sonorul, repede, după aceea stai puțin, că nu mai e nimeni decât unul și ăla sunt eu. Bun, am început să telefonez după placul inimii. Băi, sunt la film, tare, nimeni nu mi-a zis să-mi țin gura, să tac. Aia, cum ești la film? Păi zic, la film, în sală. Filmul joacă, se poate, la Iași. Da. Bun. Deci, a fost o vizionare cu totul și cu totul deosebită. Să știți că și acum mai putem viziona, având în vedere că e închis, putem fi... Este foarte fain și să te duci la film când nu joacă filmul. Când e închis, intri și te așezi și ți-l imaginezi. Da, poți să vezi ce mai... film vrei tu. Poți să vezi cel mai bun film. Cel adică îl vezi așa după... filmul ideal pentru tine, că ai vrea tu să-l vezi. Orice povestește Ian Cornelius e savuros. El relatează toate întâmplările vieții în modul diez, cu subtilități de limbă română, cu finețuri de poliglot. Da.
Asta e reparabil, da? E un fin observator al lumii și recompune cotidianul în stilul său propriu, inconfundabil. Andrei Pleșu spune că Ian Cornelius este unul dintre cei mai înzestrați traducători de literatură, dar e și un minunat scriitor cu care mergi de mână, cum ar spune el însuși, și la bal și la spital. Am fost recent în Franța. Asta va fi partea viitoarei mele cărți, probabil. Am reușit acolo să mă împiedic. Și într-un fel atât de demențial, cum aici nu am reușit, pentru că aici sunt mereu atent. Și acolo a fost o mică denivelare și am rămas atârnat cu vârful pantofului într-o denivelare mult mai subtilă decât astea unde te uiți. O denivelare franceză. O denivelare rafinesc, rafinement, tot așa, câțiva centimetri. Și când am rămas agățată, n-ai, am zburat cu capul exact într-un zid. Mă duceam să iau o sticlă de bere din frigider și nici nu băusem încă nimic, la care gazdele mele au zis: vezi ce face acolo din om? Da. Nu, da, a trebuit să mă duc la spital, să mă coasă. Fain. Asta e grebla aia pe care calci așa și îți dă în cap. Noi avem greble acolo unde nu avem trepte. Știți? Găsiți da. O greblă unde nu avem trepte. E așa. Bine? Da, da. E bună și pentru pieptănat. Poți să piepteni balauri cu ea. Este un pieptene absolut excelent. Deci spuneți. Apropo de balauri și cum trebuie să-i piepteni și cum v-ați apucat de literatura pentru copii? Cum ați pășit în zona asta foarte complicată? Da, pentru da. Că știți da, da. Un om mare poate să vă gratuleze așa și să e. Spună ce frumos ai scris, da, ce mult da, îmi place, da, chiar da, dacă da, nu-mi place. Da, da, dar da. Un copil nu se te ierte. Nu, așa este. Nu știu, ce spunea un scriitor, dar nu mai știu care, în tot cazul unul bun, mare, a zis, cum se scrie pentru copii ca pentru adulți, dar mai bine. Ideea asta este că nu scrii pentru copii la modul simplificat la prostie, da. Ci trebuie să-i prinzi. Și uite, cu grebla eu asta i-am și prins, știi? Te prinzi și pe tine. Dar mie mi-a plăcut, eu am făcut sute de lecturi la școli și mai ales la școli primare, pentru că acolo copiii sunt foarte, nu numai acolo, ci peste tot, copiii sincer. Sunt foarte sinceri în manifestările lor. Foarte direcți. Dacă îi plictisești, încep să se întindă, să cască, să se uite în alte părți. Dacă îi prinzi și le place, râd, participă. Deci sunt cei mai direct și autentici. Adulții stau și din politețe te ascultă. Și aplaudă. Și aplaudă chiar. Și poate când din când și când vezi că se furișează câte unul care dispare, să te uită la ceas sau rămâi așa la urmă tu cu cartea. În romanul La morțire, personajul principal este un scriitor. Și scriitorul ăsta se duce la un moment dat la doctor și doctorul întreabă ce ocupație are și scriitorul zice că e scriitor. Și atunci doctorul trece fără ocupație în formular. L-a îndemnat spre scris și citit, firește, Viața în comunism și Prăbușirea sombreroului, un roman japonez de Richard Brautigan, un autor care la vremea aceea, firește, nu era tradus în România. Un autor uimitor, ale cărui pagini sunt pline de umor absurd, de ironie și de disperare, precum străzile din România, unde zahăr de pepene e mai mult decât o carte uitată pe o bancă în parc. Aventură calci aici. Dacă nu, natură, natură aici este natură. Asta e eco.
ecosistem. Și aici este cu urme de bere făcută ecologic. Da. Aici este colțul rușinii, în sensul că dacă fumezi, acolo ajungi. Și cum se citește asta, deci? E ca sistemul... Nu pot să stau așa în cap, cu picioarele în sus, dar aș vrea. Sunt frustrat. S-a făcut o piesă de teatru aici sau cadrul realist? Când aveam 5 ani, mama mi-a explicat că veselia e lucrul cel mai important în viață. Așa că atunci când m-am dus la școală, m-au întrebat ce vreau să mă fac când o să fiu mare. Și am scris, vesel. Au crezut că n-am înțeles întrebarea. Eu le-am explicat că ei n-au înțeles viața.